AUR și-a prezentat candidatul pentru Comuna Lenauheim. Vorbim despre Iosif Mărcuș, care se consideră un fiu al comunei, născut și crescut aici, de profesie inginer agronom. Acesta a explicat motivele care l-au determinat să candideze. Întrebarea retorică pe care mulți și-o pun, de ce am acceptat această deosebit de dificilă funcție la care voi candida? În primul rând pentru faptul că vreau să schimb radical tot ceea ce înseamnă Comuna Lenauheim. Și ca toți îmi doresc din suflet, ca toți locuitorii comunei noastre să meargă și să fie atunci când se reîntorc din de unde sunt plecați, să se întoarcă cu plăcere în această comună. În acest sens, dorim să refacem toată infrastructura care nu este încă terminată din vari motive. Doresc ca toți cetățenii localității noastre, când vor merge la primărie, să fie primiți cu zâmbetul pe buze de către angajații instituției. De asemenea, doresc să creăm locuri de muncă pentru cetățenii localității, pentru a nu-și mai face naveta și nu în ultimul rând îmi doresc nespus de mult ca toți cei care au plecat de la noi din localitate să fie îngenunchiați și să muncească pentru familiile lor, să creăm locuri de muncă și să-i aducem înapoi în localitate. De asemenea, reprezentanții AUR au mai spus că vor începe în curând campania de strângere de semnături pentru alegerile europarlamentare în toate localitățile din județ.